Studioul cinematografic Anima Film prezintă Vizită, adaptare după Ion Luca Caragiale. M-am dus să fac o vizită doamnei Maria Popescu, ca să o felicit pentru onomastica unicului său fiu, Ionel Popescu, un copilaș drăguț de vreo 8 anișori. I-am dus băiețelului o minge. Atențiunea mea a făcut plăcere amicei mele și mai ales copilului, pe care l-am găsit îmbrăcat ca maior de roșiori. Am observat, doamne Popescu, că nu se prea vede la plimbare, la teatru, la petreceri. Cât era Ionel Mititel, mai mergea. Acu trebuie să mă ocup de el, să-i fac educația. Pe când doamna Popescu îmi expune părerile ei în privința educației copiilor, auzim dintr-o odaie de alături. Sări, coniță, varsă spiritul, s-aprinde! Ionel! Strigă mama și se scoală să meargă după el. Dar, pe când vrea să iasă pe ușă, apare micul maior cu sabia scoasă și oprește trecerea. Mama ia pe maiorul în brațe și îl sărută. Nu ți-a spus să nu te apropii de mașină când face cafea? Că dacă te-a prins, moare mama. Vrei să moară mama? Mai sărută odată dulce pe maiorul, îl scuipă să nu-l deoache și lăsă jos. El salută, militărește și merge într-un colț unde stau grămădite fel de fel de jucării. Dintre toate, maiorul alege o trâmbiță și o tobă. Suie pe un superb cal vânăt rotat și începe să bată toba cu o mână și să sufle în trâmbiță. Madame Popescu îmi spune ceva. Eu n-aud nimica. Ionel! Du-te dincolo, mamă! Spargi urechile dumnealui! Profitând de un moment când trâmbița tace, adaug. Și pe urmă dumneata ești roșior, în cavalerie. La cavalerie nu e tobă și maiorul nu cântă cu trâmbița. Maiorul descalecă, scoate de după gât toba, asemenea și trâmbița. Și cu sabia scoasă începe să atace tot ce întâlnește în cale. În momentul acesta, jupâniasa intră cu tava aducând dulceață și cafele. Maiorul se oprește o clipă, ca și cum ar vrea să se reculeagă, fiind surprins de inamic și... dând un răgnet suprem de asalt, se repede asupra inamicului. Inamicul dă un țipăt de desperare. Ține-l, coniță, că mă dă jos cu tava! Madame Popescu se repede să taie drumul maiorului. Jupâneasa este salvată, dar Madame Popescu primește în obraz o puternică lovitură de spadă. Vezi? Vezi dacă faci nebunii, era să-mi scoți ochiul. Sărută-mă, să-mi treacă și să te iert. Mamei îi trece, iar eu, după ce am luat dulceața, mă pregătesc să sorb din cafea. Nu vă supără fumul de tutun? Vai de mine, la noi se fumează. Bărbatul meu fumează și... dumnealui, mi se pare că îi cam place și mi-arată râzând pe domnul maior. A, asta nu e bine, domnule maior, zic eu. Da, tu de ce tragi? Mă întrerupe maiorul lucrând cu lingura în cheseaua de dulceață. Ajunge, Ionel, destulă dulceață, mamă. Iar te apucă stomacul. Maiorul ascultă,
după ce mai ia încă vreo 3-4 lingurițe. Apoi iese cu chesteaua în vestibul. După un moment, se întoarce cu chesteaua goală, o pune pe masă, se apropie de mine, îmi ia de pe meșcioară tabacheria cu țigarete regale, scoate una, o pune în gură și mă salută militărește, ca orice soldat care cere unui civil să-i împrumute foc. Mama, râzând, mă îndeamnă să servesc pe domnul major. Întind țigareta mea. Militarul o aprinde pe a lui. Eu nu-l pot admira îndestul, pe când mama îl scuipă să nu-l deoache. Maiorul și-a fumat țigareta până la carton. Apoi se repede la mingea pe care i-am adus-o eu și începe să o trântească. Ionel, astâmpără-te, mamă! Dar maiorul s-a îndârjit. Eu adus spre gură ceașca, dar mingea mi-o zboară din mână, opărindu-mă cu cafeaua care se vastă pe pantalonii mei, coloarea oului de rață. Vezi? Ai supărat pe domnul. Altdată nu să-ți mai aducă nicio jucărie. Apoi, întorcându-se către mine, nu e nimic, iese, cafeaua nu pătează. Dar n-apucă să termine și deodată o văd schimbându-se la față ca de o adâncă groază. Mă-ntorc și văd pe maiorul alb cavarul, cu ochii pierduți și cu drăgălașa lui figură strâmbată. Mama se repede spre el, dar până să facă un pas, maiorul cade lat. Vai de mine, țipă mama, e rău copilului, ajutor, moare copilul! Ridic pe maiorul, îi descăi mondirul la gât și la piept. Nu-i nimic, zic eu, apă rece! Îl stropesc bine, pe când mama pierdută își smulge părul. Vezi, domnule maior? Îl întreb eu după ce-și mai vine în fire. Vezi? Nu ți-am spus eu că tutunul nu e lucru bun? Altdată să nu mai fumezi. Am lăsat pe Madame Popescu liniștită cu scumpul ei maior, afară din orice stare alarmantă, și am ieșit. Când am ajuns acasă, am înțeles de ce maiorul ieșise un moment cu chesteaua în vestibul, ca să-mi toarne dulceață în șoșoni. Sfârșit.